Se pare că vizita familiei Angel, familia lui Antonio, respectiv mama acestuia, fratele și cumnata, din ce am înțeles, le-a făcut bine cuplului Antonio și Maria, pentru că în această seară i-am văzut mai apropiați, parcă și mai deschiși decât erau de obicei, mai ales în ultimele serii în care nu prea au comunicat foarte bine, au avut diverse stări, ba Antonio, ba Maria și se pare că acum au început să se simtă puțin mai bine, probabil și vibe lui bun adus de către aceștia din afara casei. Am observat că familia lui Antonio este o familie foarte comunicativă, așa cum era de așteptat. Doamna le a dat niște sfaturi, le-a spus să fie mult mai deschis și unul cu celălalt, mariei să nu mai fie atât de geloasă sau cel puțin i-a dat de înțeles că lui Antonio nu îi plac femeile prea geloase. Cam acestea au fost lucrurile pe care le-au avut de reproșat, adică faptul că e prea geloasă și că ar trebui să comunice un pic mai mult. În rest, au zis că nu se exprimă prea mult, dar lasă pe Antonio să decidă, evident, pentru viitorul lui, însă nu părea extrem de încântată mama lui Antonio de Maria. Cu toate acestea, în această seară am văzut mai apropiați, mai atenționul cu celălalt, așa că nu pot decât să mă bucur pentru ei.